Acesta este noul Dacia Sandero Stepway. Mașina mea de test costă 14.000 de euro, însă mai are opționale de încă 2.000 de euro. Avem semnătură LED diurnă sub forma literei Y. Avem aici inscripția Stepway. Farurile vin cu LED pe fază scurtă doar. Faza lungă e tot cu halogen. Chiar și așa, farurile văd mai bine cu până la 110 metri depărtare decât cele vechi cu halogen. Și aici jos avem și un radar pentru că mașina vine cu frânare automată în situații de urgență. Profilul lui Dacia Sandero Stepway vine cu aceste bandouri din plastic în partea inferioară. Jantele ajung până la 16 inci, iar garda la sol este cu 4 cm mai mare decât a unui Sandero. Pe acoperiș avem aceste bare care pot deveni foarte simplu transversale. Ele susțin până la 80 de kg. Bineînțeles că sunt opționale și costă 150 de euro. Și mai avem și antena asta uriașă. În partea din spate avem aceeași semnătură LED la nivelul stopurilor. Apoi avem inserția asta argintie, avem senzor de parcare, camera de marșarier este ascunsă aici și tot aici avem un nou lăcaș pentru deschiderea portbagajului. Un portbagaj care are acum o capacitate mai mare cu 8 litri, are 328 de litri și au apărut și niște elemente de ancorare. De asemenea, podeaua este dublă. Pe locurile din spate există cu 4 cm mai mult la nivelul picioarelor. Avem spații de depozitare la nivelul ușilor și avem geamuri laterale generoase. Scaunele sunt cele de pe Renault Clio, cu tetiera asta sub formă de virgulă. Avem inscripția Stepway și cusături portocalii. Avem două suporturi de pahare și o cotieră care este acum ceva mai generoasă. Plasticul este în continuare tare, însă pe nivelul de echipare confort avem inserția asta din textil. Gurile de ventilație nu mai sunt rotunde, acum au această formă și au primit și inserția asta portocalie, care nu depinde neapărat de culoarea de exterior. Ea este portocalie indiferent ce culoare alegeți. Avem niște scurtături importante aici, inclusiv un mod eco. Comenzile climatizării automate sunt cele de pe Dacia Duster. Apoi, avem spațiu de depozitare generos aici pentru un telefon mobil, iar ăsta este levierul cutiei automate cu CVT, care are inclusiv o treaptă low. Ecranul sistemului multimedia are 8 inci și poate fi de două feluri, media display și media nav. Media nav are și navigație, bineînțeles opțională. Ambele versiuni vin cu Apple CarPlay și Android Auto fără fir, iar aici avem un suport de telefon mobil plus un USB pentru încărcarea lui. Frâna de parcare este acum electronică. Avem buton de start pentru pornirea motorului, însă comenzile sistemului audio pe volan au rămas tot aici, sub volan. Volanul poate fi reglat acum și pe înălțime, dar și pe adâncime. Acesta este instrumentarul de bord. Ne afișează un consum de 10 litri, însă mașina a stat foarte mult timp pornită. De aici se reglează informațiile instrumentarului de bord. Pentru că ne obligă Uniunea Europeană, avem chiar și un buton de SOS. La nivelul portierelor avem o boxă, avem spațiu generos pentru depozitare și avem această inserție textilă, precum și o inserție portocalie. În dreptul pasagerului dreapta există și acest element de ancorare. Motorul este unul pe benzină, nu mai avem dieseluri. Are o capacitate de 1 litru, doar 3 cilindri și 90 de cai putere. Din păcate, nu mai avem un amortizor pentru capotă, aceasta trebuie ținută manual. Cam așa arată antifonarea acestui motor pe benzină de 90 de cai și 160 de Nm.